Secretul mulțumirii, volumul 2. Pregătirile lui John Pendleton în vederea plecării au fost făcute la vedere, afară de două scrisori, una adresată Polianei și alta doamnei Chilton. Aceste scrisori au fost trimise cu instrucțiuni amănunțite pentru Susan, femeia de serviciu, pentru a fi înmânate imediat după plecarea sa. Jimmy nu știa nimic despre acestea. Călătorii se apropiau de Boston când John Pendleton îi zise lui Jimmy: băiatul meu, am să-ți cer o favoare, ba chiar două. Prima este să nu spui nimic doamnei Carew până mâine după amiază, iar a doua este să mă lași să o văd eu primul și să fiu eu trimisul tău, iar tu să nu apari pe scenă decât pe la ora 4. Consimți la aceasta? Desigur. Nu numai consimt, dar sunt chiar încântat, răspunse Jimmy numai decât. Bine, atunci voi chema la telefon pe mătușa ta mâine dimineață și voi fixa întâlnirea mea cu dânsa. Credincios promisiunii sale, Jimmy nu apăru acasă la doamna Carew decât a doua zi, la orele 4 după amiază. Chiar și atunci se simțea așa de încurcat, încât înainte de a intra în curte și de a suna la sunerie, făcu în conjurul casei de 2-3 ori. Odată aflându-se în fața doamnei Carew, el își regăsi sângele rece și rezumă situația cu mult tact. Desigur, la început s-au vărsat lacrimi și s-au risipit exclamații. Chiar și John Pendleton a trebuit să-și caute batista în grabă. Cu toate acestea, după un timp s-a restabilit o liniște normală și privirea plină de iubire a doamnei Carew, ca și extazul lui Jimmy și a lui John Pendleton, au fost singurele manifestații care au mai avut loc. Găsesc lucru foarte frumos din partea ta că nu i-ai spus nimic lui Jimmy, zise doamna Carew mai târziu. Într-adevăr, Jimmy, găsesc că bine ai făcut procedând așa. Dacă consimți să te sacrifici, și eu la rândul meu voi face sacrificii, căci aș fi foarte mândră să te introduc în lume ca nepot al meu. Și, într-adevăr, Tanti Ruth, eu... O exclamație pe jumătate năbușită a lui John Pendleton îl opri pe Jimmy din expunerea gândurilor sale. El văzu că Jimmy și Sadie Dan erau în pragul ușii. Fața lui Jimmy era foarte palidă. Tanti Ruth, zise el privind pe unul și pe altul cu mirare. Tanti Ruth! Sângele se retrase din obrazul doamnei Carew și a lui Jimmy. Însă John Pendleton se apropie de el discutând. Da, Jimmy, de ce nu? Voiam să te anunț îndată și o voi face numai decât, zise domnul Pendleton, oprindu-l cu o singură privire pe Jimmy, care se apropia de el. Nu-i decât o clipă de când doamna Carew m-a făcut cel mai fericit om, răspunzându-mi da la o întrebare pe care i-am pus-o eu. Și cum Jimmy îmi zice unchiul John, de ce să nu înceapă să zică și Tanti Ruth? Oh,
exclamă Jamie foarte fericit, în timp ce Jimmy, avertizat printr-o privire a domnului Pendleton, încercă să salveze situația fără să-și mai arate nici mirarea, nici bucuria și astfel pericolul dublu trecu. Numai Jimmy auzi mai târziu pe domnul Pendleton spunându-i la ureche: așadar, vezi bine, ștrengarule, că nu te pierd după toate acestea. Acum ești al nostru, al amândurora. Exclamațiile și fericirile nu mai conteneau când Jamie, cu ochii înflăcărați, fără nicio prevenire, se îndreptă către Sadie Dan. Sadie, vreau să le spun acum, declară el triumfător. Apoi, expresia domnișoarei Sadie, înfățișând povestea lor plăcută chiar mai înainte ca Jamie să o istorisească, făcu ca exclamările și felicitările să reînceapă și fiecare râdea și strângea mâna celorlalți din jur. Cu toate acestea, Jimmy îi privea trist și abătut. Toate acestea sunt frumoase și bune pentru dumneavoastră, zise el tânguindu-se. Fiecare și are perechea lui, numai eu sunt și rămân singur. Dacă o persoană oarecare pe care o cunosc ar fi aici, poate și eu aș avea să vă spun unele noutăți. Așteaptă un minut, Jimmy, zise John Pendleton. Doamnă Carew, îmi dați voie să o sun pe Maria? Desigur, șupti aceasta cu o mirare care se întipări în același timp pe fața tuturor. Maria sosi numai decât. Nu cumva a sosit Poliana acum câteva clipe? Întrebă domnul Pendleton. Da, domnule Pendleton, dânsa este aici. Roag-o să vină aici, te rog. Poliana aici? Se mirară toți în cor după ce Maria ieșise. Da, i-am trimis o scrisoare ieri prin camerista mea. Mi-am luat îndrăzneala să o invit la dumneavoastră pentru câteva zile, doamnă Carew. M-am gândit că această fetiță avea nevoie de odihnă, de vacanță și în timpul acesta camerista mea va avea grijă de doamna Chilton. Am scris o scrisoare și doamnei Chilton, adăugă el cu o expresie curioasă în ochi, adresându-se în mod special lui Jimmy. Și mă gândesc că după ce a citit acea scrisoare, n-a mai avut nimic de spus cu privire la venirea Polianei aici. Poliana, rușinoasă, plină de mirare și cu ochii întrebători, apăru în pragul ușii. Scumpă Poliana! Jimmy îi ieși în întâmpinare și, fără să stea la îndoială, o apucă în brațe și o strânse la piept. Vai, Jimmy, în fața tuturor! Zise Poliana protestând. Ei, hei, te-aș fi îmbrățișat în mijlocul străzii, zise Jimmy. De altfel, privește toate persoanele acestea și vezi dacă mai este nevoie să ai vreo jenă de ei. Poliana îi privi și îi văzu. La o fereastră cu spatele spre interior erau Jamie și Sadie Dan. Lângă altă fereastră, în aceeași poziție, erau doamna Carew cu domnul Pendleton.
Poliana surâse așa de drăguț, încât Jimmy nu se putu stăpâni să nu îmbrățișeze din nou. Ah, Jimmy, totul este atât de frumos, minunat de-a dreptul, îi șopti ea lui Jimmy. Și când te gândești că tanti Polly știe acum totul și este de acord, cred că ar fi fost de acord oricum, pentru că începuse să se simtă vinovată din cauza mea. Dar acum ea este așa de mulțumită. Ah, Jimmy, și eu sunt așa de mulțumită, mulțumită, mulțumită. Să dea Dumnezeu ca totdeauna să fie așa, scumpa mea, răspunse Jimmy bucuros, strângând-o la pieptul lui. Sunt sigură că așa va fi, zise Poliana cu o încredere plină de bucurie. Nimic fără Dumnezeu.